Următoarea invitată a câștigat Vocea României în 2017, este interpreta rolului principal din musicalul Mamma Mia, iar acum are o piesă nouă și un videoclip spectaculos. Ana Munteanu este acum aici. Bună, Ana! Ce faci, Ana? Foarte bine! Ea este câștigătoarea Oameni Buni de la Vocea României 2017, așadar este foarte talentată, foarte tare, face parte din echipa lui Smiley, iar acum e cu o piesă pe propria ei mână. Semnătură. Mână, nu? Semnătură, da. Am venit aici cu un nou single și nu e pe propria mea semnătură. E pe mâna celor de la Ha-Ha-Ha. Da, exact, e pe mâna celor de la Ha-Ha-Ha, împreună cu Smiley, Șerban Cazan, Cristian Pascu, Alexandru Radu. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că a apărut această piesă. O iubesc foarte mult și sper să vă placă și vouă. Piesa se numește? Piesa se numește Unde te duci. Și tu unde te duci? Unde te duci la ora asta? Păi, mă duc tot mai sus, sper. Da, asta poate să fie o continuare, știi? De unde vii la ora asta și tu unde te duci? Păi, unde te duci. De ce nu? Da, merge acolo. Nu am gândit la asta. Spune-m, cum merge cu Mamma Mia, cu turneul, pentru că ești acolo acum, personaj principal. Da, sunt foarte fericită pentru că am luat acest rol. Uite, acum chiar m-am revăzut cu colegii. Sunt echipa de dansatori a Iuliei, care au fost acum aici. Da. Și împreună, vreau să zic că Mamma Mia, pentru mine, nu știu, a reprezentat și reprezintă în continuare, pentru că încă nu s-a încheiat. Reprezintă acel punct de legătură, nu știu, care mă ține, nu știu, așa, mă ține antrenată, pentru că acolo și dansăm, și cântăm, și facem tot. Deci, vedem și noi fotografii de la Mamma Mia și mă bucur pentru tine, pentru că ai 17 ani. Da, ești foarte talentată. Mulțumesc. Și asta contează foarte mult, pentru că, uite, ăsta e viitorul muzicii din România. Sper să fac tot mai multe piese care să reprezinte viitorul României și acasă, am nevoie de baftă. Acasă cum te privești, de acasă din Moldova? Acasă în Moldova, chiar am fost acum 2 zile, am fost acasă, mi-am revăzut părinții, mi-am revăzut colegii, sunt foarte fericiți pentru mine și mă susțin și le mulțumesc foarte mult. Îmi salut părinții! Să uite acum? Da, ei normal, se uită Chișinău, mama, nu? În primul rând și nu, tata. Nu s-au mutat aici la București? Nu, încă nu, dar pe viitor sper să fie asta. Și acasă, acolo, oamenii te recunosc ca un mare star? Cum să zic, eu nu știu ce e în capul lor, dar primesc felicitări, primesc mesaje de încurajare, adică ei mă susțin și mi-arată acest lucru și cred că le place ce fac. Mă bucur pentru tine și mă bucur pentru părinții tăi care spune că acum se uită de acasă, de la Chișinău, la televizor și mâine, păi mine, poate o să se mute, cu tine, nu? Sper, îmi doresc foarte mult acest lucru. La 17 ani ești pe propriile tale picioare în București. Practic, da. Cu școala? Și cel mai mult stau singur aici și poate mi-este și mie puțin greu, pentru că familia e departe, mi-e dor. Da, sunt familistă de fel și chiar mi-e dor de părinți, de sora mea mică, care și ea mereu se uită la mine, vrea și ea să cânte, să joace și ea în spectacol. Adică mă urmărește și îi place foarte mult. Vorbești des cu părinții? Da, cu mama la fiecare pas, pe WhatsApp vorbim într-una, adică mama trebuie să știe tot ce fac eu, fiecare acum pas. Acum ai la școală, nu mai ai... Acum sunt în vacanță, dar încă sunt la școală, la liceu. Clasa? A 10-a? Clasa a 10-a. Clasa a 10-a acum? Trec a 10-a. Treci clasa a 10-a? Da, da. Dar ce s-a întâmplat pe parcurs? Trebuia să fiu 11-a, dar am repetat un an, pentru că m-am mutat la liceu de muzică și am luat instrument nou, am luat percuția. Și ne știi nimic, adică fiind nouă la acest instrument, a trebuit să repet un an. Și pentru nu regret deloc. De obicei, știi cum e, la 17-18 ani te pregătești de bac, dar tu te pregătești acum de clasa a 10. De liceu, da. Sună ciudat, dar da, sunt foarte ok. Sună foarte bine că faci ce-ți place și practic deci tocmai ești clasa a 10. Da, a 10. Mai e până la bac. Da. Da, mai stau, mă mai relaxez puțin. Și acum ești aici, în București? Acum sunt în București, da. Și am lansat această piesă, Unde te duci. Și vreau să mai lucrez la niște piese, pentru că trebuie. Și asta fac acum.
Și sper cât mai curând să mai lansez încă o piesă. Să știi că noi te așteptăm oricând cu brațele deschise aici să vii la emisiune. Mulțumesc. Pentru că ești o fată foarte talentată și sunt convins că vei reuși să ajungi foarte departe. Cum e pe Instagram? Ana Munteanu? Pe Instagram, Ana Munteanu Oficial. Așa, oficial. Și pe nu, Facebook? Nu, e Munteanu Ana Oficial. Deci Munteanu Ana Oficial. Da, și pe Facebook Ana Munteanu. Să ai baftă și uite, eu, da, toți fanii să meargă către pagina ta, să te susțină și să ai succes. Bună, domnul, mersi mult! Oameni buni, vă aștept și pe contul meu de Instagram să fim prieteni! Așa arată contul meu, Cătălin, liniuță jos, măruță, da, vedeți aici? Suntem peste 400.000 de prieteni și chiar vreau să ajung la 1.000.000 până la finalul anului. Plantă, promit că o să pun și mai multe fotografii, așa că în fiecare zi după emisiune o să postez, uite așa, fotografii de la emisiune. Uite, mai aici simpatic, când am intrat eu în emisiune, Plantă. Deci, Cătălin, underscore măruță, vă aștept să fim prieteni pe Instagram, oameni buni! Așa că, gata, mă împrietenesc cu toți telespectatorii mei pe Instagram. Până una alta, voi sper că sunteți prieteni cu Ana Munteanu, dacă nu puteți să o faceți și să o ascultați acum. Ascultați piesa, dați like, share și trimiteți-o pe locul 1 peste tot. Stai baftă! Mersi! Câștigătoarea de la Vocea României 2017. Noi ne vedem mâine la ora 3, așa că o seară frumoasă! Atunci când nu